șapte. Da. Și atunci am gândit, băi, și așa, și așa. Pentru un grad. Ce vreau să vă spun? Insist pe chestia asta. Adică? Vreau matematica asta, e, gata, e obosit. Nimic. Trag de el ca de un... Vreau să facem o problemă ca să terminăm testul. Deci vreau să... Vreau un lucru. Vedem că pune pe permit. Nu mai pot, facem și altă dată. Vedem? Bine. Insistăm pe un lucru. Pe chestia asta vreau să vă atrag și vă spun. Atenție mult! Deci, noi învățăm să gândim în fața unei probleme. Când mi-ar fost de folos o formulă pe care să o aplic aici și fac nicio șansă. Cu ce mă alegeam aici? Nu mă alegeam cu nimic. Deci, matematica înseamnă o șansă de a vedea niște lucruri și să poți gândi, să te duci spre formulă, să faci legături, conexiuni, deci astea. Asta înseamnă. Deci, eu trebuia să văd unghiul ăsta. Aveam două posibilități. Una din ele m-am gândit pe area sectorul acesta circular și pentru un grad cât înseamnă și pentru el grad e, deci e clar că mi-a ieșit. Dacă tu îți spus, eu nu m-aș fi gândit, dar poate te-ai fi gândit la chestia asta. Nu mă sigur nu te-ai fi gândit nici la asta. La care te-ai gândit atunci? La nimic, era... Totuși ai făcut-o. Era o formulă cu 300. Asta e, asta e, asta e. Ori BVO. Asta e. Deci ea avea o formulă. Ea îi refuza să apropie de probleme. Ea era focusată spre formula aceea. O avea. O avea sau nu avea? Nu avea exact. Asta e marea problemă a matematicii. Nu ai perfectă, supra 2, sau supra 4, sau știu ce se... 4π, el, pătrat supra 2, 4π, fără să stai să analizezi. Băi, de ce supra 2? Cum? Nu simplificau ăia? Păi nu poți să dai așa. Nu poți să acumulezi formule la întâmplare. Că în mod sigur vei fi victima acestei memorări. Eu de câți ani ne chinuim? De 3 ani ne chinuim continuu. Și insist continuu. Fără memorare. N-ai ce face când nu ai de unde să-ți justifici formula. Dacă n-ai posibilitatea să justifici, trebuie să înțelegeți, domnul, să puneți în partea, dar la clasa asta le asta fac, eu ce... Asta le se transmite. Eu sunt înnebunit. Sunteți singuri care le spuneți fără memorare. Când toți ceilalți aici nu știu ce se memorare. Sunt înnebunit pe chestia asta. Nu întâmplător mă revoltă. Pentru că betul lor intelect este agresat de atâtea. Uitați-vă cât sunt de obosiți. Acum, când ar trebui să mobilizeze cel mai mult cât înainte de examen, ei sunt flash. Da, pentru că acumulează informații multe stau acolo într-un sac aruncate, fără să ai opisul la ele, fără să ai posibilitatea să ajungi. Nu se știe. Uneori intri pe acolo, pe ele, cauți. Comemorată deja, comemorată deja. Și la română și la matematică, deja i-a comemorat foarte mult. Îi nebunești la română cu comentariile și cuvinte ale profesorului respectiv. Da, cu tot. Asta e drama. Cu cuvinte, exact cuvintele cu lor. Și el îi repetă mecanic. Eu aveam, la un moment dat, niște copii la clasă, mi-amintesc, se ridicau în picioare, și nici eu, colegii mei, știau perfect. Și la un cuvânt. Uitau? Uitau tot. Uitau tot. Gata. Scuze-mi și eu. Ce înseamnă asta? Școala asta? Practic, o să vă spun. Vă agresează intelectul atât de mult. Asta este. Atât de mult, încât vă treziți epuizați. Asta, aici sunt. Da. Nu, repet, n-am făcut niciodată, nu. Dacă nu înțeleg lucrurile, nu pot să fac nimic. Vă mai spun apropo de asta, cum mi se întâmplă. În studenții, copiam de pe tablă, că nu învățam. Spun, așa se întâmplă studentul. Duce în sesiune. Și eu copiam de pe tablă, după ce am sesizat, că am o putere foarte mare, după sesiunea din iarnă, studentul meu venit la liceul de Podul Turcului, mare liceu, care așa. Când m-am dus acolo, m-am speriat. M-am povestit că celor care a vrut să abandoneze în sfârșitul întreaga istorie, m-am întors înapoi, după sfatul colegului meu care Deci, băi, tu ești puternic, te duci și continui facultatea. Poți. Poți. Să știi că poți. Și m-am dus acolo și, mă rog, am luat 9 și 10 în primii 2 examene, 2 m-am dus și am zis, băi, tare sunt, chiar te pot. Chiar răspund. Dar nu discut. Și în vară am avut 6 examene. Dar nu m-am învățat. Că în prima parte, în prima sesiune, învățam și mie pe ceva. Mi-am căzut tot părul ridicat. De ce? Că eu nu puteam să înțeleg cum să nu înțelegi nimic. Era dramatic. Nimic nu înțelegeam. Nu se lega nimic. În sesiune, când cursul l-am avut la o cam la cealaltă, am înțeles că vreau să fac bine. Încă în dat de reușita mea, n-am mai învățat nimic. Am lăsat 6 examene pe vară, pe toate, pe toate 6, fără să citesc nimic. La curs mă duceam și profesorul scria acolo și eu copiam cu greșeli. Doamne, Doamne! Când m-am apucat să învăț în sesiune, cele 6 zile care aveam, descifrează cursul și a descifrat greșeli peste greșeli. Eu, atenție, nu! Intram în subiect, așa, și dezbăteam, și înțelegeam pe acolo. Greșesc, băi, ce prostii spus în curs, băi... Seara când ne găseam colegii. Băi, profesor, ce-a făcut asta la curs? Ce tâmpene azi? Ce tâmpene, băi? Cum te vezi că e la curs, chestia asta nu are cum să fie, decât așa, băi, ce greșit. Dar mă, dar și așa e curs, uite, cursul nostru, el luau corect. Erau numai atenție, eu eram... Bătai deja la curs, eu să după și el poate. Nu că i-ar fi învățat, nu învățam nici ei. Dar am avut ocazia cu asta să fac un exercițiu ceea ce înseamnă înțelegerea corectă de la un cap la celălalt la cursuri. Deci nu memoram. Aveam și colegi care memorau cursul. O, aoleu, ce spunea domnul? Dar eu asta am făcut. Ei bine, am fost de la cele productori, că am terminat integralist. Ori, să nu pici niciun examen, ales în primul an, era o chestie, și vine de la cele productori, o chestie deosebită. Dar am vrut să vă atenționez că ăsta e motivul pentru care totdeauna au firul roșu. De unde vine asta? Cum se dea el? Dacă găsesc asta, stau de vorbă. Dacă nu, n-am ce face. Vă invit în continuare. Cu tot dragul, cât mai avem, renunțați la memorarea exagerată. Aceasta vă afectează foarte tare intelectul. Foarte tare. Vă obosește extrem de mult. Deci dacă nu mi-ai învățat la rugătorii... Hai, Doamne, hai, Doamne. Uite, am avut șansa ca, iată, copiii mei la liceu să facă română cu profesorul care avea română franceză de clasă. Și care terminase liceul real. Și el avea o logică. Nu mă interesează ce spune X, dar tu ce spui tu despre opera asta? Ai și tu un punct de vedere? Când se dau de vorbă așa la clasă. Mă interesează punctul de vedere al tău. Al tău, ce spui despre opera asta? Tu când citești și reprezentai tu mecanic, cu punctul de vedere al lui X sau lui Y și ajungi pe toate. Asta înseamnă să fii creativ, să ai un punct de vedere. Și de aici s-au ajuns la acești discriminezi, dar el și discriminezi. Dar să el și discriminezi, da? Foarte așa. Îți faci sinteza. Da, sinteza. Așa, vreți un film bun, am avut așa, rezultatul calului, putere. Putere. Răsturnatul. Operație. Operație, da. Răturnat cu minună, inversul, opusul, că am discutat, a, da, 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 inversul, răturnatul, inversul, opusul, partea întreagă și partea unui număr, partea întreagă, partea fracțională, da, întreagă, partea fracțională, da, înălțimea cărțului echilateral. Înălțimea triunghiului lateral, area sferei, aria sferei. Ecuații cu modul. Așa. Ecuații cu modul. Probleme de pus în ecuație. Probleme de pus în ecuație. Funcții. Funcții. Media geometrică. Da? Media geometrică. Și problema asta cu punctul de conceptual drept. Media geometrică și puteți să ziceți și media aritmetică, că a fost aici la problema asta. Metrică, da, media geometrică. Media aritmetică, da? Media aritmetică. Și aici la punctul de conceptual drept. Volumul. Trunchiul. Conceptual drept, volumul drept, volumul trunchiului, area laterală a conului, con, sectorul de cerc, măsura unghiului sectorului de cerc. Așa, conul, aici area laterală a... Așa. Și sectorul... Aria, sector de cerc. Exact. Le-a zis acolo cu pentru un grad. Așa. Aria, sectorul de cerc și unghiul... Măsura unghiului sectorului de cerc. Măsura unghiului. Măsura... Unghiului. Unghiului. La centru. La centru. Pentru sectorul de cerc. Pentru sectorul de cerc. Așa. Cam asta. Cam asta, prof. La revedere, vă mulțumim că îți numim pe profan și vă dormim o seară plăcută, vă din Margarita de la Șer. Îți spuneți la prieteni, facem subiecte singulare, copii. Toți de-a 8-a, și toată lumea.